deci avem linia de oprire la semafor. Lui a depășit-o și s-a oprit după. Deci este posibil de răspundere contravențională. Și nu se înțelege, dumnealui merge înainte sau fai virează la stânga. Și să vedem dacă dumnealui conectează semnalizatorul luminos de virai. A conectat, bravo. Deci au oprit pentru a îmbarca pasagerii fără... oprit chiar pe trecere pietonală pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor. Deja noi avem două încălcări în cauză. Pentru îmbarcarea și debarcarea în afara stației și staționarea, opriția se vireză stânga, dreapta, fără a conecta staționarea pentru îmbarcarea pasagerilor în afara stației. Ceea ce e o încălcare. Dumnealui trebuie să staționeze pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerului cât mai aproape de bordură, ca pasagerul să se urce în vehicul de rută de pe trotuar și nu de pe partea carosabilă, ceea ce este o încălcare din partea conducătorului auto. Stătea culoarea roșie a semaforului, dumnealui a trecut linia de oprire, fără a semnaliza, a schimbat banda de deplasare. A oprit chiar pe trecere pentru pietoni, pentru îmbarcare și debarcare pasagerilor. Iarăși în afara stației pentru pasageri. Îmbarcarea pasagerului în afara stației pentru oprirea vehiculelor de rută. Este plasat cu semnalizatorul conectat, ducând în eroare participanții la trafic. Trecere la pietoni? N-a cedat trecere la pietoni, o încălcare foarte gravă. A oprit în afara stației pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor. A schimbat banda de plasare, de cum ați observat, fără a conecta semnalizatorul. De pe banda 3, direct pe banda 1.